Renault bun este al nostru. Acum e al, na? Dar bine că ai văzut. Nu, dar ăla lăsat, nu ăla să nu se confunde. Uitați-vă, mă, ăla. Nu, da, am văzut iară, mă, ia că dacă mi-am luat, mă, arată, că e ăla, zic. Tot râd și mă înțeapă pe la față. Nu râde de tine, nu mă țipă. Nu, nu, hai, lasă-mă în pace, gata. Hai. Dacă Raimond este Ioana, mi-a zis și Raimond, acum nu m-am documentat. Lasă că și de azi dimineața. Bă, nu mai râde de tine și tot din gură. Mă reniți și cu asta te râd dintr-una. Eu te chiar Raimond de aici. Era vorba de altceva. Ce te ceri de aiurea așa? Ce vrei să faci? Ți-am zis foarte frumos, nu mai vorbești de noi, nu mai ce treabă cu noi. E nervos cu Marinita, prietz Marinita cu Irea. De asta e nervoasă și v-am văzut că a vorbit cu Marinita și a râs. Ea a crezut că a râs de ea, dar nu, eu știu de ce a râs dumneavoastră. Dar nu, Marinita, dar nici n-am râs cu ea, Marinita, râs la masă acolo, dar nu și eu. Ea crede că le-a acasă, știi? Și tu ești invitat la ea acasă. Ea nu înțelege când le-a acasă. Eu știu cum e bun. Că toți trăim într-o casă trăină. Vrea să facem toți ca ea. Dar să zic că mama fă așa. Ce zici în gândul tău? Du-te femeie de aici, lasă-mă în pace. Măcar să aibă obraz față de femeia asta, că stă în picioare și le-a făcut și prăjituri și mâncare și orice. Dar nu are ce legătură cu doamna Ulca. Nu înțeles cineva. Da, dar terminați-o, frate. Dar nu are ce legătură cu doamna. Ei, n-are, n-are, are legătură. Te mă prindă pe tine că bai din seamă. Că ce faci bunic, ce faci bunic. Nu sunt bat să minte, stai singur, frate. Au ce țipu și se comenteze, habar n-are pe ce nu trăiești, nu știi ce... Și discuți aici și vorbește ea. Vai, nu, no, acum chiar a dat-o în bară bună. Nu ce înțelegi zi? De vorbă bună, gata. Gata, ăsta taci, te stacă din gură. Tu te restaci din gură, te stacă din gură toată lumea. Că nu, că respect față din mine, pe păi, gata. De ce se bagă ea? De ce n-am înțeles asta? Asta chiar nu știu ce se bagă, asta îi zic, se bagă. Și a zis că suntem, a zis la tine, că copiii aștept niște resepții. De ce n-a venit mă la tine, Georgiana, să spună că nu ai făcut clătite? Și mută tu conflictul ăsta, îl mută la doamna Urica, știi? Ca să dau eu prost, că vezi, domnule, mi-a făcut mie mâncare și eu n-am fost să fac clătite. A, uite-mă, știi ea ce clătite ce-a făcut doamna Urica și cu ea a făcut. Ea, conflictul Oana, Laur. Ea s-a băgat în seamă și a venit. Trebuie să vină la Georgiana dacă ți-a luat clătite. Păi dacă ei nu-i trebuia clătite, de ce să meargă mă la Georgiana? Păi nu trebuia clătite, trebuia scandal. Păi trebuia scandal, nu trebuia clătite. Păi ok, am înțeles chestia asta. Dar nu putea să fac și eu scandal cu Laur că nu m-a servit cu o clătită, că a făcut la toată casa și mie nu mi-a zis că vrea. Ei, a făcut la clătită. Și vorbesc la mult ce mai serios, ia-ți pierne și vin aici. Nu înțelegem, gata, prea mult a băgat-o Raimond, zeam, prea mult am cu coloșit-o, nu înțelegi, de vorbă bun, gata. Vezi, împinge asta, unde te duci? A venit să mă susțină pe mine, nu, să fac contra mea. Știți cum e cu dreptatea? Aveți dreptate de fapt când e dreptate niciodată, că așa se întâmplă. V-am zis, gândiți-vă, sâmbătă poate plecați acasă, n-are rost să plecați supărați. Aș mă uști de la Lorenzo, poate vine până la dumneavoastră. Dar Laura ce are? Jignire, nu știu cum mai zic, că atâta e scocheri, ești pe ești. Laura. De ce lei și ție să-ți scot tot din tine? N-am putut în viața mea. Mai de mine să plec de aici, că mi pare că îmi umblă unile ca șarpele pe lângă sănătate, te sugări pe aceste muște. N-am văzut în viața mea. Așa am făcut și eu exact cum face doamna Aurica. Cum a făcut Fănica. Ne-am făcut mâncare, ne-am făcut prăjituri, ne-am făcut plăcintă. Nu era săptămână să nu iau brânză, iaurt și să mă tână să fac plăcintă. Și am folosit niciun respect. Laurențiu, mănâncă? Și doamne. Mireasă pentru fiul.